Primarul Dominic Friț a semnat autorizația de construire pentru viitoarea creșe de pe strada Învățătorului, numărul 2 din Timișoara. Locația situată în zona Bucovina va oferi locuri pentru 70 de copii. Terenul cu o suprafață utilă de 1500 de metri pătrați are spațiu suficient pentru un teren multifuncțional amenajat cu locuri de joacă, alei pietonale și spații verzi și o parcare de 11 locuri. Clădirea va fi realizată pe parter și va fi structurată în trei zone funcționale: administrativă, unde va fi și zona de acces, cea destinată copiilor și spațiul pentru servicii tehnice și gospodărești. Finanțarea proiectului, în valoare de peste 16 milioane de lei, este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar implementarea de către Compania Națională de Investiții. Primăria Municipiului Timișoara va asigura realizarea lucrărilor de branșare și viabilizarea terenului. Durata execuției este de 36 de luni de la emiterea ordinului de începere. Primăria Municipiului Timișoara continuă procesul de dezvoltare a infrastructurii educaționale din Timișoara, investind 20% din bugetul de dezvoltare în educație. Creșa de pe Bogdăneștilor este aproape finalizată, iar în Ciarda și în Lipovei sunt în lucru încă două creșe. Necesitatea unităților de învățământ antepreșcolar este tot mai mare în Timișoara, cu atât mai mult cu cât majoritatea părinților cu copii sub 3 ani sunt nevoiți să apeleze la grădinițe private pentru educația copiilor. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin PNRR.